Suntem gata, Vlad? Ia arată-mi puțin din balansul tău să te aud. Am un foc la Emiliană, of, of, of. Nimic nu mă mai repară, viața mea. Nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Am un foc la Emiliană. Tu ai fost copilul, fenomen, pe care l-a descoperit toată lumea la Next Star. Și am avut un crash ăsta de... Extrem de talentat. Da, castingul se terminase, așa l-am și câștigat ca să lămurim asta tot. Și am pile, talentat, da? Așa. Vă povestesc așa de formalități, dar de fapt am avut pile. Nu, glumesc. Am reușit să intru acolo total necunoștință de cauză, dar am simțit că o să câștig și am fost 100% sigur. Da? Da. Habibi, 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 anore la aien. Habibi, 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 anore la aien. Știu că n-o să-i placă să vorbesc de treburile astea, dar cumva el, pentru că a iubit atât de tare muzica, i-a dat Dumnezeu pe partea alaltă, las că am eu grijă de tine și cu banii și cu alea. Și el a reușit să se focuseze strict pe muzică, să facă piese zi de zi și urăște și el foile. Eu am semnat contract cu Alex după 3-4 piese. Am primit o iubire din aia de nici nu vine să cred că iubirea aia vine de la un om care a pățit ce a pățit și a trecut prin dezamăgirile prin care a trecut. M-a tratat cu dragoste din prima. Asta e ca în Irlanda, puțin așa. Zici că-i cimpoi, dar e acordeon. Speaking, alo! Vă mulțumim și vă iubim. Dați-mi follow pe TikTok. Mulțumesc! ساكن خيالي ساكن خيالي الو الو تراتاتانا Acum
mă ridicam, dacă mai dura o tărnelă. Și eu, Adam, puțin. Vai, deci iubesc piesa asta, că nu mai știu, mai emoționat. Și eu iubesc mult să fiu aici, uite, aceasta este pentru tine. Vai, mulțumesc, ești foarte drăguț. Da. La Golden voi acolo vă instruiesc. Așa suntem toți. Nu, dar noi am venit la bază gentilome acolo. Da? Toți, am venit deci de afară gentlemeni, am intrat în casă gentlemeni și așa am rămas. Nu e de la velea citire, așa, vă ia bine crescuți, talentați, tot tacămă. Ne mai face câteva hituri și ne trimite lume. După aia, da afară? Nu, ne trimite lume, dar el e acolo în spate, ne sună dacă suntem bine. Înțeles, mulțumesc frumos, ce drăguț. Cu mare drag. Am vrut să începem cu piesa asta, că ți-am zis, eram într-o tabără acum mulți ani la Sinaia, o tabără de teatru, nu mă întreba ce căutam acolo, și am întâlnit niște, erau niște copii din Iran și ascultau piesa asta. Și asta discutam înainte, că piesă super cunoscută în lumea arabă și la noi. E un banger mare, mare și de tot. Și poți să stau ca acasă? Dai, te rog frumos, ca acasă. Acasă mă descalț, să nu fiu certat, dar acum, da, suntem la televiziune. Nu suntem la televiziune. Suntem în sufrageria ta. Deci ai putea să te și descalți. Da. Of, am vrut neapărat să vii în emisie, uitând total că tu ai fost copilul fenomen pe care l-a descoperit toată lumea la Next Star. Eu te-am cunoscut, te-am revăzut, de fapt, în studio acum câteva zile la Alex Velea, lucrăm împreună la o piesă foarte șmecheră, ca să știți. Poate până în momentul în care e dată emisiunea, o să și iasă și o să fie mare hit. Oho, ce tare ar fi! Să aruncăm în univers această dorință. Chiar e foarte tare piesa. Și am avut un crash instant. Este extrem de talentat. Și după aia, aolea, stai că stai o mare de la... De la emisiune. Cum a fost atunci? Ce înțelegeai tu de ce ți se întâmplă? Ți-ai dorit? Te-au dus ai tăi? Cum s-a ajuns acolo și ce a urmat după? Cred că a fost șmecheria adevărată, a fost că a durat totul foarte puțin. Eu acolo n-am ajuns prin casting. Am avut o doamnă care cumva a reușit să mă introducă în show exact atunci când se făceau deja filmările. A avut pile. Da, castingul se terminase, așa l-am și câștigat, ca să lămurim asta tot deja pe tine. A avut pile, talentat, da? Eu vă povestesc așa de formalități, dar de fapt am avut pile. Nu, glumesc. Am reușit să intru acolo total în necunoștință de cauză. Părinții câți ani aveai oare? 12? 12, da, așa. Aveam 12 ani. Părinții mei se știau cu o doamnă care a binevoit să mă ducă acolo în fața producătorilor după o zi de filmare. Eu până atunci nu cântam prea multă muzică arabească, eram exact așa cum sunt mulți copii la 11-12 ani, prin festivaluri. Mergeam în festivaluri, plăteam taxe ca să cânt pe scene, primeam niște cupe la final, eram fericit. Ce taxe plăteai? Dar nu știi de festivaluri? E Edita Mai Industria. Da? La noi? Da. Credeam că internaționale, dar eu când te aduci la Ursulețul de Aur, îți cere taxă? N-am fost la Ursulețul de Aur, dar unde ai fost? Am fost la Iepuraș, la toate astea. La Iepuraș? Paște, de astea. De Paște. Și da, mergeam, plăteam taxe, cântam pe scenă la festivalul și cântam muzică ușoară. Așa, plăteai și... taxe. Tu asta ai reținut. De ce le-ai reținut că a plătit taxe? Da, și cred când că îți dădea premiu, nu îți dădea și bani? Nu. N-am luat bani niciodată. A, deci de asta festivalul. Luam cupițele alea pe care le-am și acum acasă. Am la înțeles. Mei. Păi și cam ce cântai atunci? Cântam muzică din asta, de festivaluri, muzică ușoară. Aurelian Andreescu, Copacul. Da. Pe bune? Nu, că atunci primăvara mea la Mamaia Copilor am luat primii întâi cu piesa asta. Am fost unde trebuie, da, adică deja eram în industria festivalelor foarte bine împins acolo și reușeam să mă descurc. Dar la Next Star l-am întâlnit pe Lucian Darie. O să-mi rămână în inimă toată viața. Era la vremea aia vocal coach acolo. Și el m-a văzut, s-a uitat pe taică-mi așa puțin, l-a văzut că e mai pletos, mai libanez, așa, și a zis, puta, dacă ar fi să încerci muzica lui taică-tu, deci tu, până atunci, nada. Na, nimic. Cântam cu tata așa prin casă, la joacă, dar nu... Dar limba o știai. Da, tot așa, am învățat-o lăutărește limba, nu știu să scriu sau să citesc. Pentru că asta a fost o decizia lui taică-mi, a vrut să mă dea la școală românească. Aha. Pentru că mi-a zis că trebuie să învăț aici ca să nu lucrez și să-mi fac meseria într-o țară în care, na, să nu știu limba. Să fiu semi-analfabet în țara în care trăiesc, nu există așa ceva. Foarte sănă. Și m-a dat la școală, l-a văzut pe taică-meu acolo revenit, Lucian, și a zis, hai să încercăm să cântăm ceva din cultura voastră. Și așa s-a conceput interpretarea la piesa asta, la Habibi, exact acum 10 ani. A, deci ai intrat? Eu cu asta mi-am făcut apariția, cu asta mi-am făcut intrarea în lume. Wow. Și când s-a difuzat emisiunea... A rupt tot, practic. Da, în noaptea aia s-au blocat site-urile de la antenă, a fost ceva show. Dar eu nu realizam. Eu, cea mai mare fericire a mea, ca să te-o spun sincer,
era că a doua zi aveam 5.000 de prieteni pe Facebook și de la 3-4 like-uri cât îmi dădeau verii mei și așa, făceam câte 7-8.000 de like-uri la poz. Și eram mega fericit. În 2012 eram unul dintre cei mai virali atunci în nopțile alea. Așa. Am stat a doua zi și am dat accept la cerere de prietenie pe Facebook. Asta am făcut. Atât. Foarte tare. Da. Și apoi cântările astea pe care tu le faci acum foarte bine în zona asta de inflexiuni. Că e adevărat, la noi se cântă și pe manele așa, corect, dar tu le ai cumva duse, da, în zona cumva asta, nativ, da, da. Cumva se suprapun la un, da, moment dat. Da. Dar tu atunci ai început să cânti așa. Da, la îndemnul lui Lucian. Bine, tata își dorea de mult, dar cumva tata credea că dacă sunt în festivaluri, zicea, mă, poate oamenii nu vor să guste muzica asta aici în țară, și nu m-a forțat. M-a lăsat să merg pe orice direcție am vrut eu, muzical, mm-hmm, vorbind. Mm-hmm. Da, fericirea lui a fost când am început să cânt muzica arabească. Și ce a urmat după Nextel? Deci am fost acolo, era deja pe final de sezon la filmări. Am apărut în ediția a șasea, a noua ediție era deja finala, adică la două săptămâni am pregătit deja o altă piesă, tot de la Amr Dial, de la tipul care a cântat și piesa asta originală cu Habibi, și acolo am concurat cu niște voci de alea grele. Teodora Sava din Piatra Neamț, ea a ieșit pe locul 2, okay, în finala aia, adică ceva, niște... Atunci parcă mi s-a răsărit așa, mă, nene, mă, cu cine sunt eu aici? Dar tu nu îți dai seama că ești foarte special totuși intrând în zona asta? No, și no, la noi erau șanse mari să funcționeze, tocmai pentru că ești în zona asta orientală, corect, care prinde de ani de zile. Corect. Acum e corect. Echipa, echipa de acolo m-a ginit foarte bine, da, da. Și în final atunci am realizat că sunt la ceva mare rău. Mă uitam în jur, vedeam ce momente se pregăteau pentru colegii mei, cu artificii, cu de toate, un show de la mare, a fost o finală incendiară. Adică... Dar tu ai apărut cu o trupă. Erau băieții lui Pepe, mi-au băgat în spate, dar eu aveam trac în spate, înțeles, făcut tot cu Lucian la studio, dar erau băieții lui Pepe. Nu contează, trebuia să întâmple ceva, eu am crezut că, da, eu când am văzut că zic, uite, copilul are deja trupă la vârsta asta. Da, îți dai seama, asta a fost și intenția, îți dai seama. Da. Da, ne-a crezut multă lume, dar nu, era trac, era pe spate negativ și vocea live. Aha. Și după aia am filmat finala, care la fel a trecut într-o clipită, dar am simțit că o să câștig. Dimineața când am ajuns la filmări m-a întrebat domnișoara reporteriță de acolo, mm, dacă cred că o să câștig, și am fost 100% sigur. Da? Da, nu știu de ce, am avut un flair de moment. La bază oricum... Emoții? Nu, nimic, nu? Tu erai entuziasmat să fii pe scenă. În prima etapă am avut emoții. Da, când vedeam exact ce înseamnă televiziunea, eram exact așa pe o scenă, în dreapta lor, Connector, Pepe, Maria Cârneș, Vasile Muraru, dita mai numele, adică erau cei mai virali acolo. Era prima ta intrare în, da, televiziune? Da, da. Prima oară când am fost pe un platou TV. Oho. Și la un moment dat, bine, acum nu știu dacă reacțiile lor erau neapărat naturale, știm cu toții izul de televiziune, cumva era show mare, rău de tot, erau hăipuiți rău, da, adică da, dacă da, vedeau neapărat piesa mea într-un mediu mai intim, nu cred că erau așa hăipuiți, dar pe mine m-a păcălit situația aia și mi-a venit să plâng în timp, dar am reușit să mă stăpânesc, n-am mai plâns. Dar prima oară am fost emoționat rău când am văzut, ce se întâmplă, unde sunt, de acum 2-3 zile eram la festival, tu ești primăvara mea, cu mâinile ne învățau profesorii. Da, 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 da. Și după aia deodată la TV, erau alte socotele la TV. Mm-hmm. Mi-a zis Lucian, nu mai faci așa cu mâinile, fii fericit, fii mai încrezător, fii mai bărbat, așa, nu mai atâtea cu mâini, cu alea ca la festivalul, n-ai voie așa, aici trebuie să convingi omul din prima. Și cam asta a fost. După aia a venit Hagi, mi-a dat premiu, m-am ales și cu o vacanță la Disneyland. Am fost cu la Paris? Top 3, ne-a trimis în vacanță, nu mai știu cine. Era un primar la sectorul 4, super viral a fost omul, nu mai știu. Da, mă rog, și a dat o vacanță, ne-a trimis la Disney. Și am fost în vacanță și cam atât. Asta a fost toată experiența. Asta a fost experiența. Da. Și am dintre ceilalți copii de care zici tu, mamă, ce voci, că ți era, da, teamă de... Am mai auzit de ei ulterior? Da, i-am mai văzut. Nu. Știi care e faza? Că mulți oameni se gândesc că ține de televiziunea, de show-ul la care te duci să te promovezi, dar nu e așa. Uh-huh. Nu e așa. Eu pot să susțin treaba asta și în prezent. Eu, de exemplu, acum sunt puiul lui Alex, sunt parte din casa lui, știi? Uh-huh. El face tot ce poate, dar tot la mine e ultimul cuvânt, știi? Uh-huh. Tot la mine e ultima acțiune care mă poate ajuta să merg mai departe sau nu. Pentru că fiecare om își face drumul singur. Nu poate un om să te ia să te pună, da, hai România, iubiți-l pe ăsta, că așa zic eu. Știi? Și
Nu, dar e vorba că dacă... efectiv că vreau să zic doar nu e suficient să ai voce bună, că tu ziceai că erau voci monstru, da, nu e suficient, ce repertoriu trebuie să muncești foarte mult. Încotro te duci, da. munca, dar foarte mult. E ok, face sens munca în momentul în care ai un făgaș, trebuie să știi ce vrei. Da. Și mulți, din păcate, nu știau voce. Eu din momentul ăla am știut ce vreau. Nu m-am mai oprit. De atunci nu m-am mai oprit nicio zi. Și probabil de aia colegii mei, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să mă mai mențin. Acum sunt în cea mai tare echipă, sunt cel mai fericit. Dar... Întrebare. Da. Bănuiesc că te-au curtat foarte multe studiouri. Da. Cum de... Normal, adică de ce tot. Ai ales Golden Boy și... De ce am ales... Ce ți oferă ei și sunt ce... o mulțime de pe motive. Zine, laudă-i. Da. În primul rând, prima impresie pe care mi-am făcut-o, am mai fost pe la diverse chete, tăcă, de-astea. M-am întâlnit cu oameni care mi-au pus niște foi în față. Contracte, deja, direct. Contracte, da. Cu Alex m-am văzut, a venit la studio, s-a uitat așa puțin pe mine, mi-a zis, ești Haz, Rashid, care e familia noastră și Alex fără Rashid și Rashid fără Alex nu există, ei formează o echipă de atâția ani. S-a uitat la fel și Rashid pe mine, mi-a zis, pot să dansezi, știi? Adică îți dai seama, m-au luat la Caterinca puțin prima oară, eram emoționat, îmi doream să fac lucruri și după aia, hai să facem o piesă. Și pentru mine mi-a căzut cerul efectiv în cap că... Dar chiar, frate, ești nebun, e vorba despre muzică. Dar tu știai că eu, știi să scrii? Te-ai dus ca songwriter sau ca artist? M-am dus ca artist, m-am dus să cânt, să fac niște melodii, pentru că era oricum fix începutul de Trapanele, îmi plăcea foarte mult felul lor de a gândi și am ajuns acolo printr-o cunoștință comună, mă rog. Și pe mine m-a șocat faptul că pentru prima oară, culmea, în industria muzicală, încep o colaborare prin muzică. Deja mă dezobișnuisem să pățesc treaba asta. Și ăsta e un lucru foarte rău, pentru că până la Alex, la toate casele de producții la care am fost, a durat 2-3 săptămâni birocrația, să ne fixeze procentele, și să ne ceară, să ne ceară parole de la YouTube, de bani, de zici că și fac sute de milioane de euro, știi, pe YouTube. Uh-huh. La Alex n-a fost așa. M-am dus la el, am făcut o piesă, la o zi distanță m-a sunat, îi place lui Țancă piesa asta. Oho. La studio să o facem. Prima mea piesă cu ei, asta a fost un feat cu Țancă, Uragan. După a fost aia... al tău cu Țancă? Da, da. I-a plăcut a foarte ieșit? Mult lui Țancă. A ieșit? Da, a ieșit. Okay. Fost... Câte milioane are? N-a fost cel mai mare succes. A făcut câteva, cred că are 5-6 milioane. Are câteva milioane, da. A făcut, da. Okay. După aia m-am atașat de oameni de acolo, m-am atașat de spiritul lui Alex, de faptul că la el... Totul se învârte în jurul muzicii, înțelegi? Adică pentru prima oară am găsit un om care îi dă dracului de bani, știi? Și face hituri, face muzică care devine hit ulterior, știi? Și se gândește numai la treaba asta. Este într-o stare din asta de energie incredibil de mare când vine vorba de o piesă bună, de o linie bună, de niște note bune. Dacă găsim un sample pe calculator, super șmecher. Se agită foarte tare și cumva mi se pare miraculos faptul că el, care are deja atâția ani de experiență, are energia asta de copil când vine vorba de muzică. Și banii au fost doar o consecință de când sunt lângă Alex, știi? Adică știu că nu o să-i placă să vorbesc de treburile astea, dar cumva el, pentru că a iubit atât de tare muzica, i-a dat Dumnezeu pe partea alaltă, las că am eu grijă de tine și cu banii și cu alea, o să poți să ai grijă și de căsuța asta și de oamenii tăi din echipă și de toate astea. Și el a reușit să se focuseze strict pe muzică, să facă piese zi de zi. Și urăște și el foile. Eu am semnat contract cu Alex după 3-4 piese care au făcut câteva milioane și asta numai pentru că ne-a sunat managerul. Băi, avem și noi controle, avem alea, trebuie să avem foi, trebuie să... Știi? Adică n-a fost inițiativa lui. Excelent. Mă gândeam că așa e, că se simte la voi de când intră. Doamne, în primul rând că sunteți tovarăși super buni, sunteți familie, toții. Da. Și foarte simpatic când vin și copilul Alex acolo, Doamne, adică sunteți chiar o familie cu bune, sunteți copii pe rând, ori adulți, că se face, se lucrează pe bandă, el a reușit am văzut. El a reușit să-și păstreze dragostea pentru familia asta, pentru Golden Boy, cu toate că și el și Rashid, știm cu toții că au făcut niște branduri în viața asta, din niște oameni care nu erau branduri. Și au fost părăsiți, știi, la urmă. Dar cu toate astea nu au judecat niciodată la prima vedere. Adică nu s-au lăsat pe ureche. Bă, ne-a păcălit ăla, a plecat ăla și a făcut rele ăla cu noi, înseamnă că pe Omar nu-l mai iubesc. Nu. Am primit o iubire din aia de nici nu vine să cred că iubirea aia vine de la un om care a pățit ce a pățit și a trecut prin dezamăgirile prin care a trecut.
tu vorbești, mă rog, adică de cei care au plecat, da, și da, adică, dar nu se vorbește de rău și nu se pune rău înainte în următoarele cazuri. Nu. Nu. Mi se pare foarte tare. Niciodată. Ar fi oricum extrem de nesănătos să fie așa. Exact, exact. M-a tratat cu dragoste din prima. Uh-huh. Din prima, cu toate că trecuse prin niște dezamăgiri recente, culmea. Eu m-am alăturat echipei după ce acolo s-au făcut niște restructurări, știi? Da. Și nu mi-a venit să cred. Mă gândeam că o să fie totuși tulburat, dar n-a fost așa. A luat-o de la capăt cu toți oamenii în care el a crezut. Uh-huh. Atât el cât și Rashid, pentru că ți-am zis, ei sunt două de aur de acolo. Îi salutăm pe băieți și vă dorim spor acolo și inspirație. Abia aștept să mă întorc și la voi să terminăm piesa. Mi-e foarte drag de casa în care lucrez și... Hai să cântăm ceva atunci de la casă, de la voi. De la casă? De la casă. Hai cu Salma. Salma! Hai să cântăm Salma. Alo, 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 alo. Am dat drumul la balansuri. Ia uite. Păi știu o fată, Salma, Salma, mi-a pus foc la călcâi, știi că m-a calat la flama. O iubesc pe Salma, a, și am ochi doar pentru ea. Dar stai să vezi drama, se face că nu mă place până intervine karma. Și s-o vezi pe Salma, arca vrea iubirea mea. Inima mea, e-n calma ta, aș face orice pentru tine, Salma. Inima mea, e-n calma ta, Salma. Salma, 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 Salma. Salma, ya rohi, ya rohi. Salma, ya albi, ya albi. Salma, ya umri, ya umri. Salma, ya binti n-na. Salma, vai, nu te fac că nu mă știi. Iubirii, nu te poți împotrivi. Cu dorința, Salma, nu te poți lupta. Salma, 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 Salma. Ușor. Știu o fată, Salma, nu m-a hala. N-am văzut așa ceva. Timpul se oprește în loc când trece ea. Alexandra, Alexandra, mamă cât de mică are talia. Are pielea fină ca magnolia. Se lasă mai greu, are orgolia. Salma, Salma, Salma. Inima mea e în palma ta. Aș face orice pentru tine, Salma. Inima mea e în palma ta, Salma. Salma, 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 Salma. Salma, ya rohi, ya rohi. Salma, ya albi, ya albi. Salma, ya umri, ya umri. Salma, ya binti n-na. Salma, vai, nu te fac că nu mă știi. Iubirii, nu te poți împotrivi. Cu dorința, Salma, nu te poți lupta. Salma, 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 Salma. Da. Ce-o sughița Salma asta pe unde o fi? O, Doamne, da! Cine-i Salma? Ia zi. E un personaj fictiv. Vrei să fac acum o asociație ca să ne ducem în nevasta mea, nu? Nu. Să facem o legătură? Nu, dacă vrei, facem. Interviu? Salma, eu știu că orice ai face, te gândești la ea, că aveți o poveste de dragoste fantastică. O, da. Și recent am urmărit, de când erai tu mic, un interviu cu părinții tăi. Da. Și am văzut că am... Ce model ai tu, de fapt, de familie și de poveste de dragoste? Sunt? Da, mi se pare. Știi cum se uită unul la altul în casă? Mie nu vine să crești că au 15 ani. Și au trecut... 30. Da. 30, 3 copii, 3 băieți. Cum e, domnule? Deci poveste. Da. Poveste. Da, de succes. Dragoste de succes. Și, adică, mi s-a părut incredibil că am auzit-o pe mama ta și eu știu cazuri. Că a zis că dacă ar fi apărut o fată, i-ar fi fost mai greu, pentru că ar fi fost geloasă, să nu mai fie ea prințesa inimii. Da, normal, am alintat-o mult cu toții, îți dai seama. Dar așa ne-a învățat tata. Cumva el, din dragostea pe care o poartă, a făcut așa cât un băiat și în fiecare a înzestrat harul ăsta de a alinta o femeie, de a iubi o femeie. Și bineînțeles că noi primul model, primul test l-am făcut pe mama noastră, toți trei frații. Și acum, iată că iubim frumos. Care e cel mai fain moment așa de familie cu toți frații și cu părinții de care ți amintești? Cel mai frumos era duminica, pentru că mergeam în oraș. Ok. Nu mergeam în locuri de fițe, cumva tata ne educa mereu să fim modești, să fim calmi când vine vorba de a arăta banii, a arăta lucrurile pe care le deținem și să nu exagerăm prea mult.
Și tocmai de-aia fericirea mea, cea mai mare, nu știu de la frații mei, era când ne adunam toți cinci și mergeam și făceam piața. Făceam piața în familie, mergeam în Carrefour, luam două cărucioare, bineînțeles că mama cu lista, noi la cărat. Mama cu lista ne zicea așa, am luat alea, așa, am luat alea, am luat alea, nu cumva să zice ceva greșit, că apărea după aia tăicuțul, acum e dus să vezi cum vorbești cu mama ta. N-ai voie, n-ai voie să vorbești așa. Și era mare fericire că după ce terminam cumpărăturile prin mall, prin astea ce mai luam noi de acolo, mergeam acasă și aveam chestia noastră, mâncam pui la rotisor. Aha. Toți cinci, lua tata 2-3 pui și stăteam și ne povestea tata tot ce făcuse el în timpul săptămânii. Noi povesteam ce am mai făcut la școală, aveam întrunirea noastră frumoasă în fiecare duminică. Ce fain! Asta e cea mai tare amintire și mai am o amintire care e tot tare, numai că implică rănile astea, dacă se poate să ne dea colegii. Am văzut chiar... Am capul, vedeți, da, e ceva show. A intrat într-un geam. E o amintire și rea și bună, de ce? Că îmi plăcea mereu să alerg oricând veneau frații mei acasă, oricând venea taică-mi la ușă. Așa. Făceam cumva și mă loveam. Îți dai seama că s-au pus plinte pe toate colțurile din casă. Da, cumva eu tot reușeam să mai găsesc unul neacoperit. Și mi-am spart capul, da. Astea două amintiri am de acasă, foarte frumos. A fost bine, spărtura, da, că da. Semnele sunt destul de clare, da. Hai, lasă că m-am lecuit de atunci, am învățat ce aia să mai te și doară ceva. Mi-a fost bine. Sunt gata de război acum, după câte lovituri mi-am luat în cap, îți dai seama. Dar la voi în casă se gătește în stil libanez? Da. Cine gătește, mama, da, sau tata? Da, mama gătește. Cumva culmea e că mama când se apucă de gătit o rețetă, îl sparge pe tata în două. Nu există. Oricât a trăit el și a copilărit în Liban, când pune mama pe... face ea cumva condimente, nu știu, se uită la Jamila, la diverse persoane virale din gastronomie, știi? Exact, exact. Și face niște rețete incredibil de frumoase, adică... Uh-huh. Gustoase, bune, arătoase, arată bine, rău mâncarea la ea. A, deja închitesc. Dar nu gătește des, asta e șmecher. Aoleo! Nu prea îi place. Nu? Dar când face, face șmecher. Aha. Da, face bine. Deci e răsfățată, nu e genul de... Cumva... Femeie care trebuie să stea la cratiță, arăța bărbați când, care au cerut... Când s-a oprit, atunci când a trebuit să se oprească din gătit. Că știi, cumva mai vezi oameni la 30-32 de ani care... Tot li se gătește așa, știi, ca bărbați. Pe noi mama nu ne-a educat așa. Adică nu a fost o mamă neapărat de aia, haide băiatul meu, că altfel n-am fi ieșit așa. Niciunul dintre noi, știi? Dar pe tine ce te-a învățat vis-a-vis de relația cu o femeie? Cum să te porți, cum să fii cu iubita ta? Adică mai mult ai avut discuția asta cu mama sau cu tata? La tata nu prea am discutat, în schimb la el am văzut. Mult. Am văzut practică cum se comportă cu mama pe față. Am văzut direct în casă. Deci iubita ta e o răsfățată, sigur. Da, da, clar, clar. Am văzut situații din astea care se mai întâmplă. Am învățat cum să abordez un conflict verbal, de exemplu, și anume faptul că tata, de exemplu, că mama era nervoasă de nu mai putea în casă, că o înțeleg și pe ea, cu patru bărbați în casă, o era la un moment dat. Te duci pe arătură. Tata râdea, asta era reacția lui. O trata numai cu râs, cu râs, până îi trecea și ei și râdeam cu toții în familie. Adică asta e una dintre amintirile cele mai puternice când venea vorba de certuri în casă, știi? Așa se terminau. Tata murea de râs, noi și la, pe lângă el, la susținere, hai că râdem și noi cu tata, să vedem, poate mai punem un zâmbet lui mama pe față, poate va fi ceva bine. Și aceeași tehnică o aplic și eu acum. În schimb, de la mama am învățat ideea asta de a judeca lucrurile la rece. Și de a aștepta, de a avea răbdare atunci când nu ești de acord cu partenerul tău. Deci să nu fie impulsiv, să ai răbdare. Da, da. Oricum, de la voi, cum v-am văzut, nu știu dacă ați avut vreodată certuri sau momente de astea în care să nu vă înțelegeți. Nu. Semănăm foarte mult la caracter. Unii oameni zic că e rău să semeni, dar pentru mine a fost floare la ureche, a fost cireașa de pe tor, cel mai frumos lucru. Deci dacă voi cumva sunteți logodiți. Da. Și nunta? Eu sunt musulman și la noi primordial este să faci căsătoria asta la moschee, în fața lui Dumnezeu. Pentru că real nu mă poate aproba pe mine niciun tovarăș de-al meu la o nuntă de asta fizică, nici o prietenă, nici un membru al familiei, oricum o fac. Și oricum nu prea sunt neapărat fan al conceptului de nuntă, cu toate că să mă ierte toți oamenii care mă cheamă la nunțile lor, că din asta facem bani, dar nu prea aș vedea neapărat pentru mine o nuntă din aia
pur tradițional, în care de multe ori se întâmplă să vezi oameni de nici nu știi. Pur tradițional românesc ăla... sau pur tradițional... Și la noi în Liban e tot așa. Tot așa. Ăla vine cu ăla, ăla cu vine cu ăla și te trezești că tu de fapt la nunta aia ai 3-4 oameni de știi cum îi cheamă. Uh-huh. În rest nu mai știi pe nimeni și mi se pare ciudat rău. Dar o să văd cum o fac. Noi am făcut-o pe asta la moschie. Am văzut un exemplu bun. Am fost recent la o nuntă la care am văzut cei mai relaxați miri de pe planetă și tot a fost extraordinar de fain. Da. Mâncarea bună și oricum mâncarea libaneză e bună, să mă chem și pe mine la nunta, da. Dacă bănesc o să fie ce da, drept. Da, normal. Ai, îți dai seama că îmi doresc să o fac, mai ales pentru părinții noștri, da, să da. Fie fericiți și așa, dar o să am grijă la treaba asta cu străinii, mm-hmm. știi? Nu vreau să iau bani la dar de la un străin, știi? Mă gândesc și la treaba asta, mi se pare așa dubioșel. Dar o să am grijă să fie oameni pe care îi iubesc. Nu, fără dar, perfect, cu atât mai mult. Nu neapărat fără dar, că tu, Alexandra, pentru că ești sora mea, o să vii și o să dai, îți dai seama că ești sora noastră. A, deci așa, dacă... Că ne cunoaștem, știu cum... A, deci da. Cu cât suntem mai prieteni, cu atât darul e mai mare, da, corect. Da, de la prieteni am treabă, bine. Încasăm, nu-i problemă. Ok. Vlăduț, te aștept și pe tine, speaking, ia, vreți, da? Hai că... Corect. Miruna este ortodoxă? Da. Ea încă nu s-a convertit la islam. Spun încă pentru că... Așa, asta vreau da. Să zic. Am văzut povestea că mama interesată. Ta s-a convertit din proprie... Da. Mama s-a convertit abia după ce a făcut al doilea copil. Așa. Și cumva țin să spun treaba asta pentru că oamenii de la noi din țară cred niște aberații de-astea depărtate rău de realitate. Adică? Că a forțat-o tata, că de-astea... Am mai văzut comentarii pe internet. Real... Adică e judecată de niște oameni care vă urmăresc da, voi, așa, corect, dar de apropiați. Da, corect, și care știu religie că... în sine din, de pe site-uri de-astea, de paparații. Bănuiesc că te-o fi întrebat careva și dacă vreți să iei mai multe neveste, dacă aveți, corect, nu, de-astea? Corect, o iubesc rău de tot, face cât 15 neveste. Da, da, apropo, da, la tine, adică mă rog, de unde, din Liban, mai sunt oameni care au... Da, mai... normal, deci... dar și aici în România avem oameni. Da? Da. Care, a, deci ai voi. Și-au făcut căsătoria în țările în care e legal. Da, au venit cu nevestele aici, sunt. La mine, în familie, în schimb, nu există așa ceva. Aha. Adică, dacă mă uit în arbore, nu cred că avem neamul nostru așa, aha. un bărbat care să aibă mai mult de o nevastă. Și plus de asta... Da, e chestie de orgoliu, de tradiție, de ce? Nu, asta e o chestie care oricum n-a apărut la noi, în islam. Cumva, ideea de poligamie a apărut de, cu multe, nu știu, generații în urmă. De când a venit profetul Muhammad, pace fie asupra lui. E o chestie care pur și simplu rezolvă niște probleme din astea de, nu știu, rămân femei fără bărbați. E o chestie pentru, de exemplu, femeile nevoiașe. Dacă eu sunt un prinț al nu știu ce regat, știi? Așa. Îmi iau o nevastă, o iubesc, dar merg cu ea cu calul în caleașcă, știi? Și văd o Robina. Doamnă, văd o doamnă pe stradă, în dreapta. Așa. Eu, dacă sunt puternic în imperiul meu, o trec pe numele meu. Asta nu înseamnă că iau că am eu pofte sexuale. Am adică că... ideea asta e. Aha. Nu e că se aprinde nouă pe aia, că mamă, ce bine, voluptoasă e, nebună aia, da, nevastă, mă lași și pe mine, te rog. Nu e așa, știi? Dar cumva, din cauza filmelor și mass media, s-a făcut treaba asta. Da? Cumva, până la musulmani, au fost mulți prinți care au avut în istorie și 60 de neveste au avut. Și dar cumva, este de copii. Da, a căzut pe musulmane asta. Da. Aia e, ne-o luăm, dar oriunde am fost întrebat, am încercat să explic și să poate află lumea. Iată, uite, adevărul. Eu nu știam și mi se pare foarte interesant. Da, da. Povestea, dar nu e obligatorie. Adică, de asemenea, e o chestie super tare, că Coranul, scriptura noastră a islamului, este singura scriptură care te îndeamnă să ții doar o nevastă, în cazul în care nu poți mai multe. În schimb, celelalte scripturi pomenesc poligamia fără excepția de a avea o singură nevastă, în caz că nu ești capabil să le întreții. Coranul e singura scriptură care menționează treaba asta și spune, dacă nu poți ca bărbat, n-ai voie să faci asta. Dacă ai două neveste, le tratezi egal. Când ai citit ultima oară Coranul? Când m-a dat afară de la ora de religie din școală, de la noi. Pentru că taică-mi mi-a zis... Vlad știe că a fost în același timp. Am avut cei mai străluciți profesori la religie. Și taică-miu, de când eram mic... Păi stai, tu erai la școală? La școală românească. Și la religie făceai? Religia creștină. Așa. Taică-miu mi-a zis... Biblia? Da, taică-miu mi-a spus să nu cumva să audă că nu mă duc la orele astea, pentru că nu mă educă pe mine.
Tu erai cel mai curios dintre toți ceilalți care erau creștini, de fapt. Că ceilalți copii, stai seama, aveau o direcție, familia tradițională românească, creștină. Exact. Știau deja cum e cu ouăle de Paști, cu mersul sub masă, de Crăciun, cu astea. Aveau niște tradiții puse la punct. Ok. Eu, taică-miu m-a lăsat pe așa, știi? M-a lăsat într-un semn de întrebare și de-aia eram mega curios. Până când m-a dat afară, pentru că îți dai seama, eu am luat prima oară creștinismul și l-am, dacă aveam la îndemână manuale și astea, mă uitam. Coranul încă nu îl înțelegeam, trebuia să merg la moschee, să știu ceva arabă ca să pot să mă înțeleg cu oamenii de acolo. Și am ieșit afară și atunci am început să citesc cu interes prima oară Coranul, pentru că am avut și un simț, îți dai seama. Că eu știam de la moschee că de fiecare dată când m-am dus nu m-a respins nimeni. Eu la vârsta mea de 8-9 ani, simțeam diferențele astea. Măi, m-am dus acolo la moschee, m-a dus tata. Nu m-a dat nimeni afară, m-a luat lumea, m-a iubit. În schimb, m-am dus la școală și profesoara, doar pentru că eram curios și așa, m-a dat afară. Și eu am ieșit afară, îți dai seama, după aia, săptămâna aia altă, mi-am făcut foaie de aia că sunt musulman și nu m-am mai prezentat la ore. Am înțeles. Și am rămas tot așa, într-o balanță, întotdeauna. La moschee te mai duci? Te duci acum fiecare săptămână? La moschee... Sau cum? Fiecare zi? Cum e la voi? La musulmani, în fiecare vineri este rugăciunea de vineri, care este obligatorie asupra fiecărui musulman. Eu sunt foarte deschisă în a învăța chestii noi. Da. Mi se pare foarte, foarte mișto ce mi-ai zis și interesant. Deci mai câta din proprie convingere s-a convertit și posibil și Miruna pe care o știi care e faza? Îndemni să afle, să învețe. Ea m-a întrebat pe mine. Aha. Că real ți-am spus, e aceeași chestie valabilă ca la taică-miu. Tata n-avea de ce să ne forțeze pe noi să adoptăm o religie. De ce? Că lui nu-i face niciun bine. Și la fel am fost și eu cu Miruna. Religia mea, după Scriptură, îmi permite să mă căsătoresc cu o femeie care crede în Dumnezeu. Okay. Asta e criteriu. Atât. Dacă era ateu, nu puteam să mă atingă. Am înțeles. După religia mea, dar ea e o fată credincioasă. Miruna e o fată credincioasă și eu i-am zis, faci ce vrei, e haladită, știi ce să alegi. Vrei Coranul, îl cauți pe Google, nu am de ce să-ți aduc eu nicio carte, n-am nimic. Dar primul impuls pe care l-am avut cu ea a fost să-i zic să citească mai întâi Biblia. Uh-huh. Pentru că ea, ca mulți alți tineri din România, trăiește sub iluzia că își cunosc religia, dar de fapt nu o cunosc. Îi cunosc practicile care se fac în biserică, exact. Și multe dintre ele nu există în Scriptură. E adevărat, multe chiar și eu asta i-am spus ei. Asta i-am spus ei, citește Biblia. Citește cartea ta, citește despre religia în care ai crescut până la urmă. Și vezi, după aia, dacă ți se pare ăla mai ok, ăla mai ok. Cum ai ales pe mine dintre atâția oameni? M-a plăcut pe mine că am avut așa și cu religia. Dacă tu ții să adopți stilul ăsta de viață, fă-o. Poți să te duci, adică i-am și zis să ducă singur la moschee dacă vrea să facă treaba asta, că acolo sunt sigur că o să primească lumea. În Liban te mai duci? Am fost acolo în țara tatălui meu doar cu treabă, ca să cânt. Așa. Dar și cui cântai acolo? Sau în ce context? După ce am apărut la TV, am bubuit și acolo. Am încasat și din Liban, ce crezi, Alexandra? Ai încasat? Normal. Așa? Da. Și? M-a ajutat Dumnezeu, îți dai seama, eu știam că o să casez și acolo, la mei. Păi stai așa, ce ai apărut și ai bubuit de pe internet? Da, nu, dar eu și acum, după 10 ani, am fan din Indonezia, pe Instagram, vorbesc cu ei zi de zi. S-au mai pierdut din ei, îți dai seama că n-am mai scos în zona aia. Că dacă și am cântai piesele tale sau cântări din astea super cunoscute? Piesele pe care le cântam aici. Aha. Piese de ale mele, de aici. Dar tu ești Primăvara mea, n-ai cântat. Nu. Și cât ai în casa ce la un concert? Ce mai mult n-am luat în țară la ta, că oricum acolo e criza, acum e prăpăd. Deci nu ești profet în țara ta, ci... Qatar. În Qatar. În Qatar. Am nimerit și acolo, în golf. Dar așa. Asta tot datorită tăicuțului meu. Ce frumos, ce tăicuț. Îl iubesc rău, da. A fost lângă mine și chiar am avut momente în care am clacat. Ai nu schimba vorba, deci? Vrei de mai zis de în casa, nu? Eu am zis. Da. Ei, în Qatar am avut un sezon mai plin acolo. Cumva am nimerit și m-au iubit niște oameni acolo. Nu m-am dus neapărat ca o celebritate. M-am dus ca un cântăreț. Acolo ideea asta de a fi celebru nu e prea accentuată. Acolo cântăreții sunt tratați cu același respect cu care își tratează și vedetele. Și dacă eu am fost acolo bine... în postura aia de a cânta pe teatru, pe scena Teatrului Național de acolo. Oh. Am cântat și mol acolo la un show, am cântat și cu vioara, eram îmbrăcat în portul lor. Și pentru toate astea, nu știu, pentru un sezon de acolo, de cântări, am casat 10.000. Bun! Da.
Dar care zboară foarte repede, știi? Dar nu, că nu ți ceream, stai liniștit. Nu te întreb. Dar e combinația lui taică. Foarte bine că ai făcut, că ești talentat. Am lăsat și parte lui tata, că știi cum e acum la, zic, la manager se ia parte. Deci ce manager taică tu? Încă se mai ocupă de tine pe cântări? Da. N-am Facebook instalat pe telefon datorită lui, n-am Twitter datorită lui el și... Și cumva pentru familia ta, adică tu ai adus banii casă sau ei aveau situație, ai tăi aveau situație? Da. Tata avea și are în continuare niște afaceri în imobiliare, în țară la el. El nu prea mai vrea să audă de țara aia. El s-a îndrăgostit aici odată ce a luat-o pe maică mea, s-a îndrăgostit și de țară și de tot. Dacă îl scot din țară, nu-i place. Dar ție totuși ce-ți place cel mai mult în țara tatălui tău? Clima. Și atât? Să mai zic, înghe, mașina e cald, ok, și acum e cald și la noi. Nu, dar e șmecher, nu, dar stai că nu e de căldură. Mă refer că poți să faci plază și dacă întorci capul puțin, te uiți pe munți în spate și vezi cum oamenii stau cu geș și fac schi. Aia e șmecheria în Liban. Da, au și lovit-o ăștia. Și mall în Dubai la fel. Îți dai seama, da. Nisipul ăla de-l pui pe tine și nu se lipește, nu? Da. A, deci clima. Așa. Și spiritul, și muzica, mâncarea, așa, orma de acolo a plecat. E bine, asta sunt zic. Multe lucruri. Băi, Omar, ce, simt viteasă-mă un pic așa, ce bine. Băi, iubire. Succes, talent. Ban. Ce să mai, cum zicea mamaia mea, să trăiești, să nu mai mori. Da, uite, vezi de ce, de-aia ziceam la început așa. Că rezonez foarte bine cu Alex. Pentru că și eu toată viața am gândit exact așa cum gândește și el. De-aia ne merge bine la noi la Golden Boy. Dacă doriți să încasați, vă așteptăm cu un CV. Facem angajări. Facem angajări la Golden Boy. E, întotdeauna îți dai seama. Hai și să vedem ce... Suntem deschiși pentru orice. Dar ce ați mai scos de acolo de la lucrurile... Golden Boy? Să mai cântăm ceva. Au venit lucrurile de la sine și la fel și piesele. De-aia avem și atâtea să cântăm. Știi? Așa, ia, ce mai cântăm? Avem? Tot de la noi, de la casă, vrei ceva? Am vorbit de casă să... Hai să cântăm asta de dragoste, cu Am un foc la inimioară. Yaman aman aman Sunt gata, Vlad? Ia arată-mi puțin din balansul tău să te aud. Ușor. Urmează, rămâneți aici la duet cu Alexandra, că urmează și ceva clasic. O să vă cântăm ceva din repertoriul lui Haydn. Dar momentan am un foc la inimioară. Nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Am un foc la inimioară, nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Nu s-a inventat leacul pentru dor, pentru gelozie sau pentru amor. Simt ce pot să fac cu durerea mea. Nu există doctor să mă scape de ea. Dar am un foc la inimioară, nimic nu mă mai repară. Nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Am un foc la inimioară, nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea. Numai eu și Vlad acum. În lipsa ta plânge inima mea, plânge de dor că nu vrea pe altcineva. În lipsa ta plânge inima mea, of, of, că nu vrea pe altcineva. 1, 2, 3 și hai. Am un foc la inimioară, of, 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 nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Am un foc la inimioară, nimic nu mă mai repară. Nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Pam, pam, parada, totu. Nona, acolo jos, ai zis-o. Ia uite aici, tovărășie, complicitate. Vlăduț mă știe așa. De dinainte să mă știe oricine. Gen, eu când am intrat în școala de muzică, de dinainte de festivaluri, Vlad era deja Smart 2, vă mai știi, vindeai... Era Smart 2? PlayStation de la portabil. Ia, zine, dă Omar, zine Vlad. Da, era așa. Era de buzunar, numai la... Da, dar noi așa ne-am gândit, că el prima oară m-a luat rest de pe masa de la bufet, glumesc, nu? A zis că-ți bag notă de aia de... Hai, nu chiar de aia mică de un leu. Eram de 5 lei, încăpeam în portofel, da.
mă știe de mic. Mă bucur rău să lucrez cu oameni care mă știu de atunci. Și e cea mai mare fericire să văd că în jurul meu sunt oameni care au studiat și au mers pe aceeași cale pe care am mers și eu. E tare de tot. Oricum, Lipoate e cea mai mare fabrică de muzicieni mainstream și lăutari. Aia zic. Dai seama. Ei își doresc să producă talente lumea clasică, dar nu prea le iese. 26 de ani nu mai merge. Da, ai ceva clasic așa care s-a lipit? Mai ascult-o așa în momentele tale? Da, îmi place Debussy. Oh, ne scuzați! Mare fan. Debussy, domnul Vlaști, să interpreteze Debussy pentru noi? Ia, stai că bagă, stai așa. Bun, asta e Debussy, dar e chinez. Aia zic că Debussy chinez. Nu mi-a creat vreo emoție specială, rămânem pe partiturile orientale mult da. Mai bine. Nu, dar Debussy chiar e, adică mi-au plăcut din lumea clasică mereu compozitorii ăștia romantici. Pentru cine îți dorești cel mai mult să lucrezi în țara asta? Și încă n-ai apucat? Trebuie să vină săptămâna asta Florin Salam să tragă pe o piesă pe care am produs-o eu alături de colegii mei. Deci e prima dată când lucrez cu ea. Și mai mult de atât nu-mi doresc. Na, la noi țară. Da? Efes. Să-l ai pe Efes în stânga să-ți tragă la microfon, îți dai seama. N-am plecat la soacra mea la Bârlad numai ca să rămân în București, să aștept ziua aia când vine, că nu știu când apare. Să ne dai și nouă semn când vine să ne bucurăm, să știm că s-a bifat acolo pe wishlist. Și de afară, cu cine ți-ar plăcea? De afară mi-ar plăcea să produc și să și cânt o melodie cu Muharrem Ahmeti. E tot din lumea asta lăutărească. E din Albania, e show, ceva. Un monstru din ăsta, nici el nu cred că știe cât de bun e. Cum așa? Adică e ceva, una dintre cele mai tari voci din lumea asta. Uh-huh. Mi-aș dori să lucrez cu el. El are, totuși, chiar dacă are niște abilități, are și niște piese foarte comerciale și așa. Și una de aia vreau să fac cu el. Una de asta liniștită, că el dacă începe cu stilurile alea periculoase de albanez, să nu mă fac de râs, știi, pe lângă el. Da, Doamne ajută, cam asta mi-aș dori. Dar o să vină și eu la sigur. Vine, nu? Sigur, ne ducem cu trapanelele internaționale, eu așa simt. Și e unul dintre scopurile noastre, oricum. A, deci, dar e un plan făcut acolo da, pe... Da, avem deja niște piese pregătite, care Alex Velea o să cânte în engleză. Manele în engleză? Nu. No. Trapanele în engleză? Cumva, ceva, un soi de muzică nou. Mai știi cum zicea Salam? Voi dați moda iar. Nu știți că sunt manelist, zicea Salam. Pentru că atunci când îți spuneți că sunt manelist, mă jigniți. Eu fac altfel de muzică. Da, nu știu dacă... Cităm din Florin Salam și exact așa o să facem și noi. Ceva da, cred că oricum nu mai folosește nimeni cu sens peorativ cuvântul normal. Ăsta. Adică e greu să fii lăutar, e greu să fii manelist. Sau trapanele, da. Sau ce fi... Da. Bine, a fost iată, un moment, e muzică faină de care noi ne-am bucurat azi. Da. Și deci aveți planul să mai dați moda încă o dată și mai tare și mai... Cu Alex, pe care îl iubesc așa mult, nu se poate altfel. Nu merge altfel. Nu merge. Bine, domnule, păi atunci ținem aproape acolo. Normal. La voi. Normal, da. Abia aștept să scoți. Vreau și eu să o salut pe soacra mea, că da, am vorbit de ea mai devreme. Păi și o dedicație. Doamna Gabi, mama Mirune, o iubesc din toată inima mea. Gata, atât am vrut să zic. Numai că știu că e supărată pe mine, că nu m-am dus la Bârlad săptămâna asta. Da, Miruna a plecat? Da. Ah, ok. S-a dus ea să stea cu mămica ei și îți dai seama că acum mămica ei nu mai are un copil, are doi. Doamne, ce frumos. Și se supără. Nu vine să cred ce poveste aveți. Tu îți dai seama că eu până și la soacră am nimerit să am ce trebuie? Da. Că sunt printre puțini, toată lumea se plânge de soacră. Da, atunci zi-mă un lucru, ce te nemulțumești? Dacă ai ceva, vreun bai pe lumea asta, care e ăla? Ceva ce încă nu ți-ai găsit tu liniște acolo. Crezi-vă că toate bune și frumoase. Mă, dar chiar ce întrebare bună ai pus. Da. Te dai... N-ai. Sunt prea fericit. Da. Mă, vine acum să plâng de fericire. Stai că mă gândesc la... A avut o revelație pe emisiune. Nu și-a dat seama că ai de toate. Sunt chiar fericit, da. Doamne, atunci ne rugăm să fii sănătos. Doamne ajută. Așa să fie Doamne tot ajută. Mai departe pentru tot și să-ți meargă așa cum ești acum, să fii și pe mai Doamne departe. Doamne ajută, da. Bun. Gata, eu am cunoscut... Practic, cel mai fericit, și că era cu cei mai fericiți români. Mă rog, uite aici, avem pe canapea. Nu prea, nu se găsește pe toate drumurile, din potrivă. Da. Și ca să fie bine, încheiem cu muzică. M-a ajutat Dumnezeu, să știi. Asta vreau să fie concluzia pentru toți oamenii care ne urmăresc. Dacă am mai zis vreo năzbâtie și așa și apare pe TikTok, oricum am zis-o intenționat. Ah, da, da, cu TikTok-ul, da. Suntem creier, creier și noi. Creier. Alexandra și cu mine, nu, adică le-am halit glumele astea, știm ce apare pe TikTok, știm ce asta. Dacă apare pe TikTok, vă rog să mă iertați. La final,
modestia și credința în Dumnezeu e tot ce m-a făcut să fiu așa fericit cum mă vedeți și cum demonstrez că îmi place să fiu. Dacă nu era Dumnezeu, cu siguranță eram unul dintre cei mai triști oameni și, repet, nu banii, nu nimic. Credința în Dumnezeu îți dă și putere de muncă și să te trezești fericit dimineața, să ai și o nevastă frumoasă și care și cântă bine și ea, trebuie să vii și cu ea odată la tine, să cântăm. Neapărat. Să ai și o soacră bună și o familie minunată, totul e de sus. S-a rezolvat. Atât. Și pe deasupra, mi-a mai făcut și mie o bucurie pe ziua de azi, pe lângă faptul că a venit, pe lângă faptul că lucrăm împreună, cântăm împreună o piesă pe care am lansat-o la începutul verii și n-am avut ocazia niciodată să o cânt live și mai ales nu în formula de duet în care s-a lansat cu Theo Rose. Da. Și Omar a fost... Theo Rose la fel, un suflet extraordinar care tot așa și pe lângă ea am crescut. Monstru, Theo. Și pe lângă ea făceam canto la un moment dat, ea avea undeva la 14 ani, eu aveam 9 ani, știi, 10, nu mai știu care e diferența dintre noi. Și așa e incredibil de satisfăcător să vezi cum oameni din jurul tău reușesc, pentru că n-avea cum, e one of a kind, e foarte bună. Te pupăm, Teo, te îmbrățișăm și noi cântăm Un om ca tine live aici la duet cu Alexandra într-o formulă specială. Mai știi? Mai știu, îmi aduc aminte acum. Într-o formă specială și după aia eu, 2-10-9, ca să înțeleagă oamenii ce fel de formă facem acum, cu tot pe coale. Doamnelor și domnilor, Alexandra. Încă te ascult, deși nu ne-am vorbit de mult. Ceva din mine nu-mi dă voie să te uit. Caut în zgomot ecoul tău, în fiecare sunet parcă te aud din nou. Noaptea întuneric după atâtea nopți, tot nu înțeleg cum poți când mă nec tu să noți. Noaptea îmi spuneai că mă iubești, erai tu sau doar povești, cine ești? Tu ești vocea inimii, te aud oriunde-ai fi, cu tine orice noapte era zi. Tu ești vocea inimii, te aud oriunde-ai fi, ce-ai făcut cu mine, haide zi. Sufletul meu cu perle negre, ai sentimente doar din tiur, ai spune mai iubit un om ca tine tu. Noaptea întuneric după atâtea nopți, tot nu înțeleg cum poți când mă nec tu să-mi noți. Noaptea îmi spuneai că mă iubești, erai tu sau doar povești, cine ești? Tu ești vocea inimii, te aud oriunde-i fi, cu tine orice noapte era zi. Tu ești vocea inimii, te aud oriunde-i fi, ce-ai făcut cu mine zi. Tu ești vocea inimii, te aud oriunde-i fi, ce-ai făcut cu mine, hai de zi. Tu ești vocea inimii, te aud oriunde-i fi, ce-ai făcut cu mine, hai de zi. Ai iubit un om ca tine. Irlanda puțin așa. Zici că-i cimpoi, dar e acordeon. Speaking, alo.
mulțumim și vă iubim. Dați-mi follow pe TikTok. Mulțumesc.